strategică pentru cele ce se întâmplă acolo. Aurelian Popa este în legătură Skype alături de noi. Trebuie să vă precizez că Aurelian a stat un an în China, cunoaște bine zona respectivă, China, și are în continuare legături pe platforme de socializare cu cei de acolo care locuiesc. Bună seara, Aurelian! Bună seara, bună seara. În 2014-2015 am locuit la 45 de minute cu trenul de mare viteză de China, în orașul Hangzhou. Okay. Deci Shanghai pentru mine era foarte aproape și am călătorit foarte des în acel an, dar și înainte și după. Bun, întrebarea care ne-o punem cu toții, dacă ai 95% vaccinați, cum poți să te comporți în halul ăsta cu oamenii în proporție de 95% vaccinați și să faci lucrurile pe care le-am văzut, dar ce am văzut, am dat ceea ce se poate da la televizor, atenție. Atât am dat. Bun, există, știu toate filmulețele, vă dați seama, le știu și pe cele care nu se pot difuza pe un post TV. Dar trebuie să înțelegem un pic și cultura. În Asia, să spunem, de la turci încolo, așa, către Est, dacă trebuie să salvezi mușuroiul în detrimentul furnicii, întotdeauna vei sacrifica furnica. Așa e cultura acolo. Asta și într-o lumină foarte simplă. Resursa demografică e din belșug acolo, știți? E foarte multă. Și atunci vă dați seama că omul nu contează, individul este la coada drepturilor și libertăților, să spunem așa. Chiar și regulile de circulație acolo sunt făcute la fel. Deci pietonul are ultimul prioritate pe stradă. Da. Da? Deci vehiculul cel mai care consumă cel mai mult și cel mai greu are prioritatea cea mai mare. Asta așa, ca idee, ca cum funcționează acolo. Bun. Dar ca să revenim la carantina din Shanghai, nu mai este despre virus. N-a fost niciodată. Nu? Este despre control. Și de asemenea, din ce am citit de o presă chineză, este o rivalitate care se întâmplă, o ruptură, după părerea. Și veți auzi despre asta câteva luni, o ruptură între două facțiuni ale Partidului Comunist Chinez. Există niște oligarhi, niște nomenclaturiști din Sud, din Shanghai, cu foarte mulți bani, miliardari, și există acești ideologi de nord, care nu au așa mulți bani, dar care au puterea politică. Iar cei din nord le spun celor din sud, băieți, noi avem puterea. Pentru că știți, în Beijing nu s-a făcut o astfel de carantină atât de severă, cu ferestre închise, cu drone printre blocuri, cu înfometare. Gândiți-vă că ești miliardar în Shanghai, ai în bancă miliarde, da, făcute, nu contează cum, prin corupție, prin necorupție, nu contează, dar stai în casă, închis, nu poți să ieși, nu poți să faci nimic. Deci asta este deja despre control. Legat de codul QR, pentru că am văzut materialul foarte grea, aș face o precizare. Să știți că acest cod QR, dacă noi nu am fi protestat și n-am fi făcut acțiuni civice în stradă, l-am fi avut și noi astăzi. Și ne-ar fi condiționat accesul la locul de muncă și astăzi. Eu am fost unul dintre cetățenii României, al patrulea mai exact, care am învins guvernul în instanță și am suspendat acest QR cod pentru mine. În China nu poți să faci asta pentru că nu există democrație. Dar nu există posibilitatea aceasta de a te lupta democratic. Israelienii au importat acest QR code, numai că în China pe QR code există doar testul. Și pe unde ai fost, nu există și starea vaccinală. Israelienii au introdus și starea vaccinală în QR code și de la israelieni, toată Europa și toată lumea a făcut această versiune upgradată a QR code-ului, care nu mai este folosit doar ca tracing code. Okay. O idee bună în esență dacă o folosești doar să faci tracing de contact. Da. Da? Și asta n-ar fi, să zicem, ceva foarte rău. E nasol când încep să internezi cu forța persoane asimptomatice în baza celor Hai să ne oprim puțin să intrăm în dialog. Dar noi am adăugat starea vaccinală. Aici e problema. Da. Noi europenii. Dar eu nu înțeleg o chestie. Deci am înțeles că ar fi o rivalitate și iau un congres în curând. Asta face sens. Xi Jinping spera să prezinte la congres când dorea să devină și pe viață. Ca la Putin, da, știți? Pe corect. Viață, nu? Să rămână pe viață. Și ei funcție. Au generația părinților lor, aici este o tușă groasă pe care vreau să o adaug. Te rog. Ei au memoria acelui genocid de pe vremea altui dictator care se dorea conducător pe viață, se numește Mao. Da. Și Revoluția după anumite... Culturală. Exact. Au murit de foame atunci între 15 milioane și 55 de milioane, nu se știe încă exact.
de oameni, de foame, în 1958-1968. Deci nu mai vor să se întâmple. Rămâi cu noi, Aurelian. De ce am prezentat aceste imagini? Și ne întoarcem aici. Pentru că de acolo ne-a venit virusul. Toată planeta a intrat în logica pandemiei, venind virusul din China. Ba chiar au văzut că două luni de zile n-au spus la timp niște lucruri și s-au întâmplat ce s-a întâmplat. Și tare mie, Doamne ferește, nu? Uite model. Acum, model. Să vedem. Deocamdată, sigur că de acolo au venit, sigur că și atunci au fost niște imagini de astea de teroare, așa când ea, că și atunci au ținut le-au tare cum în casă. Le-au sudat ușile la bloc. Ce spuneam e că am văzut și în România fix acum 2 ani, ce spunea și invitatul nostru, chestia cu închisul asimptomaticilor în spitale. Și urmăritul pe strade și știri la televizor, nu ziceau că a evadat, a fugit din spital un infectat. Da. Și poliția se ducea după infectat și îl săltau și îl băgau în izoletă să-l ducă înapoi în unul cu probleme psihice, în spital. Și da, a fost și condamnat, săracu, aiurea și nu știu ce. Și erau ținuți și avea test negativ. Da. Și erau ținuți în spital sinedie, așa, adică nu până li se negativa lor un test pe acolo sau cea. Bun. Dar, deci, nebunii de asta s-au întâmplat asta. Doar în România, că în altă parte în UE, nu s-a întâmplat asta cu internatul cu forța. Uitați-vă la Italia. N-au internat cu forța italienii pe asimptomatici în sistemul ăsta. Nu, dar au exagerat în alte. Au exagerat poate cu altele, cu vaccinarea cu asta, dar cu internarea nu. Deci, anumite modele proaste de la comuniști chinezi putem să le luăm.